Pe viitor. Stimați telespectatori, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Eu Sănătos, emisiune realizată cu sprijinul Arcadia, spitale și centre medicale. Astăzi pășim în lumea chirurgiei orele și discutăm despre o nouă tehnică chirurgicală minim-invazivă, sigură și precisă, coblația. Cui este adresată? În ce patologie este indicată, care sunt avantajele și mai multe despre această nouă metodă chirurgicală, aflăm astăzi de la invitatul meu din această după-amiază, domnul dr. Daniel Rusu, medic primar ORL, coordonator al centrului ORL Arcadia. Bună ziua, domnul doctor! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Bună ziua, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnule doctor, aș vrea pentru început să facem un scurt istoric, dacă putem spune așa, al acestei tehnici. Cum ați aflat de această tehnică și ce presupune coblația? Ca orice, să spunem, tânăr aspirant în chirurgie, în care îți dorești să te exprimi cât mai frumos, cât mai elegant, întotdeauna cauți să afli cam cei mai nou pe piața chirurgicală, încerci să te interesezi, să vezi dacă ai posibilitatea infrastructurală să poți să faci alt tip de exprimare față de ceea ce este clasic. Și așa am aflat de coblație, știind faptul că laserul este una din, să spunem, tehnicile cele mai cunoscute de întreaga populație. Întotdeauna ne vin pacienții la consult și orice intervenție îi spune, dacă îi spui de laser, dintr-o dată înțelege totul. Acum, da, laserul are conotațiile lui mai mult în aplicația medicală, o știm, dar mai mult se face legătura cu filmele. Și atunci e mai ușor de ținut minte un termen ca laserul. Mai este o altă tehnică, radiofrecvența. Da, na, când auzi radiofrecvența e un termen greoi și nu poți să ți-l asimilezi așa de repede. Coblația a devenit, cum să spun, pentru mine un punct de atracție, la fel ca și poate un pacient normal care aude ceva nou. M-am interesat de ea, evident, a fost mai întâi informație scrisă și am avut ocazia să o văd pentru prima dată într-o sală de operație, într-o clinică privată din Barcelona și mi-a plăcut enorm de mult. A fost, nu știu, un fel de coup de foudre, așa, când vezi o tehnică ca pe care ți-o dorești foarte mult, foarte curat, în condiția în care gestul chirurgical pe acea intervenție este extraordinar de sângios, cu multe, să spunem, lucruri vizuale care cumva nu-ți prea plac. Ți-ai dori să cumva să găsești o modalitate de exprimare chirurgicală cât mai, să spunem, ușoară și pentru tine ca chirurg și mai ales pentru pacient, că până la urmă noi vorbim de pacienți. După ce am văzut acolo, m-am început să mă interesez să vedem cine este firma producătoare, cum pot să văd dacă am vreo firmă de distribuție în România. Și practic ce puteți face pentru a o aduce și la noi? Mă gândesc să văd cum să o aduc la noi. Am interesat să văd câte centre mai au asemenea tehnică, pentru că am vrut să văd, să văd și eu că niște studii, să văd ce experiențe au alți colegi de prin alte părți. Și am văzut că au numai feedback-uri foarte, foarte, foarte bune. Nu exagerez, foarte bune feedback-urile. Am luat legătura cu firma de distribuție care e în București. Și mi-au trimis materiale și așa am ajuns să cunosc mai multe. Pe urmă, evident, că fiind coordonator departamentului, m-am dus cu planul, cu acest proiect la patron. Am discutat cu el foarte mult, i-am spus pe ce patologie ar merge și a fost și el foarte încântat. Mă bucur că am găsit înțelegere, împreună cu firma de distribuție și au ajuns la comun acord, astfel încât să pot și eu să am acel aparat de coblație. Evident, am urmat un training în străinătate, în Londra, unde am văzut, ne-au fost prezentate cazuri, am avut și ocazia să aplic tehnica nu pe pacient, ci pe diverse tipuri de
de țesuturi, să spunem, hai să spunem carne, să zicem, de pui, de pește, să vezi mai mult cum funcționează de principiu. Asta este practic, asta e trainingul practic pe care îl faci în afară. Și pe urmă am văzut și alte intervenții, ne-au arătat și live și am văzut, am prins foarte bine principiile, le-am luat ca atare. Ca atare am reușit de aproximativ 2 luni, cred că sunt, de când s-o am dus în departament în Arcadia și orice coleg pe care este angajat în departamentul ORL are posibilitatea să facă, să exprime chirurgical și altfel decât clasic, și altfel decât laser, și altfel decât radiofrecvență, și altfel decât bisturiu clasic sau chiureta clasică în chirurgia ORL. O chirurgie care cumva este o chirurgie basic. În niciun caz nu este o chirurgie de factură, să spunem, ridicată. Deci o chirurgie care o ai zi de zi și pe care cumva trebuie să o încerci să o aduci la un nivel de exprimare cât mai înalt și pentru pacient și pentru tine ca chirurg. E altceva. Și iată că așa, acum avem disponibilă această nouă tehnică chirurgicală și la noi, la Iași, la Arcadia, în centrul ORL al cărui sunteți coordonatorul acestui centru. Dar haideți să vedem ce reprezintă, de fapt, coblația, ce înseamnă, pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă. Am să fac o mică, să spunem, o mică informare tehnică, după aceea am să spun, să încerc, bănuiesc că telespectatorii o să dorească să rețină, să simplifice tot, dar e, cred că e normal pentru, e normal să spun totuși niște detalii tehnice. Și anume, coblația este practic, folosește o energie electrică bipolară în spectrul de radiofrecvență în ideea de a energiza niște electroliți aflați în suspensie într-un mediu lichid. În special vorbesc de serul fiziologic. Creează astfel un câmp energetic pe care cei care au descoperit această tehnică l-au numit plasma. Plasma asta, la rândul ei, folosește o energie termică pentru a pune în mișcare aceste electroliți de o valoare foarte redusă, între 40 până la 70 de grade. Comparativ cu tehnicile clasice știute de lume, laserul, radiofrecvența, a căror temperatură este undeva la de 10 ori mai mare, 400-700 de grade. Deci vorbim dintr-o dată de practic de un proces chimic. Un proces chimic care are suficientă energie să disocieze moleculele țesuturilor la nivel organic, să le topească. Practic ăsta este că cuvântul cel care definește cel mai bine tehnica asta. A topi țesutul, a dizolva țesutul într-un mod non-termic. Deci nu prin destrucție, nu prin cauterizare, non-termic. Este foarte important lucrul ăsta de ținut pentru că această căldură locală este aplicată strict zonei ținte și nu zonelor adiacente, zonelor vecine. Eu am o comparație pe care o mai fac în cabinetul de consult și spun, dom'le, tehnica asta o asociez ca și cum ai vrea să faci o distracție la tine acasă cu boxele la maxim, dar ai vrea să nu deranjezi vecinii. Dar vrei să te distrezi cu boxele la maxim. Deci ideea este care este? Este foarte, foarte precisă. Ea permite ca să irige permanent zona țintă, soluția salină și să mențină acel câmp energetic plasmă în continuu, să disocieze țesutul țintă, deci practic prin touch, nu prin presiune. Deci sonda o pui în contact cu țesutul și dizolvă țesutul aspirându-l. Este grozav. În același timp face și coagulare. Deci non-termic distrucție, non-termic coagulare. Ceea ce înseamnă ca țesutul și vecinul țesutului nu este agresionat. Asta se traduce evident prin statusul postoperator al pacientului. Deci, practic, coblația, ce vreau să rețină telespectatorii este că este un proces chimic de dizolvare moleculară a țesutului. Nu merge pe idee termică. Nu arde. Nu este laser, nu este radiofrecvență.
Am văzut acum cum funcționează această tehnică, ne-ați explicat și acum probabil telespectatorii noștri se întreabă în ce patologie este indicată, când se pot adresa acestei tehnici. Bun, înainte de a spune în ce patologie este aplicată, aș merge un pic pe avantajele tehnicii. Să completez. Deci, având în vedere că este, cum să spun, dizolvă țesutul, este netermică, are posibilitatea să fie foarte precisă, la nivel de între 100-200 de microni, deci extraordinar de precisă, nealterând țesuturile vecine, avantajele care ar fi? Deci, topire țesut cu aspirare, coagulare bipolară extraordinar de eficientă cu sângerare minoră intraoperator, fiind precisă și nedisipând căldură în țesuturile vecine, asta se traduce prin confortul copilului, al adultului, în sensul că durerile postoperatorii sunt minime, nu spun absente, dar sunt minime. Poți să te reintegrezi în mediul social foarte repede, într-o perioadă de 3-4 zile, dacă înainte, pe tehnica clasică, pe chiuretarea pe care o făceam până acum, sub control evident endoscopic. Aici vreau să merg un pic iarăși și un pic tehnic. Aș vrea să se rețină că această tehnică se face numai sub control vizual, evident sub anestezie generală. Nu stă copilul la un consult banal, da, păi să faci un gest chirurgical. Deci, anestezie generală, iar tehnica se face sub control vizual. Că o faci cu oglinjoara, că o faci cu endoscopul, cum eu așa fac, mi se pare, am așa m-am obișnuit și îmi place mult mai mult cu endoscopul. Ideea este că îți permite să vezi întregul câmp operator și să nu lași țesuturi în plus, pentru care să spui pe urmă că ar putea recidiva. În mod normal, o intervenție pe zona de polipi, că m-ai întrebat la ce se aplică. Uite, sunt polipii la copil, vegetațiile adenoide. Pe zona aia care este extraordinar de dificilă de abordat, întotdeauna ai nevoie de optică. Nu poți să faci o intervenție să fii sigur ca chirurg, să stai drept în fața pacientului, să spui, ți-am făcut intervenția corespunzător, sunt sigur că acolo n-a rămas nimic, dacă nu vezi. Intervențiile înainte se făceau orb. Era chiureta oarbă, dată, se exciza țesutul, nu se exciza. Asta n-aveai decât să o controlezi decât ulterior. Rămâneau resturi, spuneai că au recidivat, nu mai e de actualitate, nu mai e de mult de actualitate. Chirurgia vizuală în ce privește polipii este o chirurgie care în ziua de azi a prins din ce în ce mai mult contur odată cu apariția examenelor endoscopice premergătoare a actelor operatorii. Nici consultațiile nu mai sunt banale, nu mai ești sigur care sau nu copilul polipi. Trebuie să fii foarte sigur și îți cere și pacientul și părintele îți cere ca să ai dovada vie. Deci, revenind, tehnica se face vizual, sub anestezie generală și atunci cu sonda de coblație te duci exact cât ai nevoie. Și atunci nu ai aceste, să spunem, leziuni suplimentare care se pot întâmpla în tehnicile clasice, având în vedere că ea este foarte precisă. Îți topește țesutul strict pe cel pe care îl atingi. Și atunci copilul se simte foarte bine după. Integrarea este rapidă, durerile sunt minime, alimentația este normală, poți să-i lași copilul să iasă afară după 2 zile de la externare. Refacerea țesutului local este extraordinar de rapidă, îți permite cumva să readuci copilul în ceea ce face el de zi cu zi. Comparativ cu tehnica clasică, din păcate, lucrurile merg mai greoi. Acum, și dacă operez laser, radiofrecvență, chiuretă clasică, toate sub control endoscopic, și dacă operez prin coblație, se ajunge în același punct. Acum, să ajungi de aici până la gară pe linie dreaptă este o idee, dar să mergi în cerc și ocolind tot iașul, să ajungi la gară, este o altă idee. Vei ajunge la final. Important este cum.
în condiția în care, în ziua de astăzi, copiii ni protejăm și ni dorim să treacă cât mai puțin prin tot ce înseamnă trauma operatorie, părerea mea că oblația este ca o mănușă, vine pe tipul ăsta de patologie. Văd foarte des în cabinetul de consult și întrebarea pe care ni se pune foarte des, cu ce faci operația? Cu laser? Evident, prima întrebare, cu laser? Și atunci încep să-i spui cu ce. Dar ideea este că el vrea cu altceva. El vine în mediul privat sperând să aibă alt mod de exprimare. Eu trebuie să-i dau posibilitatea în mediul privat să aleagă. Evident că sunt diferențe financiare, e adevărat. De ce sunt diferențe financiare? Păi partea de coblație, din păcate, așa au făcut-o producătorul, capătul pe care îl folosesc intraoperator este ca seringa, de unică folosință. Nu mai pot folosi la pacient. Achiziția lui trebuie să o facem noi. Eu pot să-i dau și pacientului să-și achiziționeze singur, dar mă gândesc la curierat, până vine firma, până nu știu ce, mă trezesc că eu când ajung în ziua, în momentul intervenției, fie uită, fie nu vine cu el și deci degrevesc pacientul de aspectele astea. Și este o diferență financiară adevărată, dar recomandarea mea și sfatul meu, având în vedere că intervențiile, cel puțin făcute pe polipi, pe amigdale, au o tentă relativ unică, spun relativ și nu dau absolutisme, pentru că în carte scrie că recidiva de polip este, poate fi într-un procent de 3-5 copii din 100 operați la 4-5 ani de zile, deci este insignifiant. Deci, practic, e o operație cu tentă unică și atunci, dacă tot o faci, caută copilul tău să-i dai cei mai buni. Asta aud destul de des în cabinet. Vreau să-i dau copilul meu cel mai bun, știu că va fi bine, va fi perfect, dau cât e necesar și eu mă bucur că omul gândește ca sănătatea să nu fie un moft. Atât pentru el însuși, cât și pentru copil, mai ales la copil. Mai ales la copil, unde în ziua de azi e super, 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 super protejăm. Și ne dorim ca el să nu treacă prin absolut nimic, să n-aibă absolut nimic din tot ce înseamnă partea asta de... Ar trebui să fie un lucru primordial. Întotdeauna când văd și în cabinet des, în zi de zi, pacienți, părinți extraordinari de emoționați, emotivi, când urmează să le spui concluzia finală, trebuie făcut un act operator, deja se schimbă la față, deja am alte întrebări. Normal. Mă bucur că marea majoritate nu rămână ancorați emoțional la ideea trecerii copilului printr-un act operator, și că imediat își revin și încep să ceră mai multe informații și să dorească una sau alta și să fie de acord cu act operator, dându-le și posibilitatea să aleagă și mai ales să le spui că ai o tehnică extraordinar de eficientă, de minim invazivă, netraumatică, cu riscuri minore, că riscul de sângerare este relativ același cu cel clasic. Putem discuta și despre eventuale complicații? Sunt întotdeauna orice gest chirurgical, nu există. Mi se mai întâmplă să mai întrebe părinții, dar există vreun risc? Cum să nu? Toate au riscuri. Și când te înțepi la mână ai un risc, ai poartă de intrare a germului în organism. Nu există. Eu le mai dau exemplu cu mașina, zic, uite, veniți la mine la spital, aveți riscuri când vă suiți în mașină, credeți că tot ce facem în viața noastră e plină de riscuri, inclusiv act operator, evident, pentru că acolo intervin chirurgical, este o zonă de sângerare, zona de sângerare poate să se reactiveze, este o poartă de intrare a genului în organism, poate să se infecteze, deci sunt aceste riscuri, dar sunt de un procent minor, extraordinar de minor, în condiția în care noi păstrăm regulile de asepsie, antisepsie, în condiția în care noi ținem sub observație 24 de ore, monitorizăm pacienții, avem terapie. Cât durează spitalizarea? În general, în marea majoritate, 24 de ore. Oricum, asta este nu este o accepțiune doar a mea, că am văzut în România, ci în toată Europa. Tendința de one surgery day
sau 24 de ore, asta este conceptul. Încerc să te exprimi cât mai elegant, cât mai puțin traumatic, cât mai puține riscuri, cât mai eficient, dar asta înseamnă investiții, asta înseamnă pregătire, lucru care înseamnă să reduc prin aspecte financiare. Îmi pare rău, au spus des la pacient, nu poți să-ți iei lucruri de calitate în viață pe nimic. Noi ne trăinuim, costă 1000 de euro în afară, aducem aparatură, 1000 de euro. Eu înțeleg că suntem în zona cea mai săracă din Moldova. Dar pe de altă parte trebuie să înțeleg că toți avem un concept în viață de calitate și ar trebui, din punctul meu de vedere, cum probabil în afară, sănătatea e pe primul loc. Ar trebui investiția acolo și nu văzut ca un moft. A veni în Arcadia nu este un moft. A veni, ați dori să-ți operezi copilul prin coblație, prin ceea ce mai bine este un moft. Eu consider că este o investiție în sănătate. Toți ne dorim să avem cele mai bune telefoane, cele mai bune mașini, cele mai bune lucruri acasă, să avem condiții europene. Toate înseamnă bani. Ca atare, în sănătate, dacă nu e sănătos și nu-ți dorești ca act operator să nu-l ține minte, eu le spun la părinții din ziua de azi că copiii pe care îi operez astăzi, peste 15-20 de ani vor fi părinți. Prin modul de exprimare din ziua de astăzi, încerc să-i fac să nu rămână ancorați în trauma operatorie pentru care noi, ca părinți, în trecut, avem diverse sechele vis-a-vis de modul de exprimare chirurgical în orele. Și îmi doresc că când vor veni ei să nu mai aibă emoția celor de părinților de astăzi, să spună, da, ok, știu că m-ai operat, știu că e ușor, nu mi-amintesc nimic. Aștept să-mi faci și mie. Și cu ce o mai fi peste 15-20 de ani? Pentru că evoluția va exista și evoluția și infrastructura va fi în paralel cu tehnica, pentru că este o simbioză între tehnică, medicină și pregătirea profesională. Să sperăm că așa va fi și iată, după ce ne-ați prezentat toate aceste avantaje, vreau să vorbim după o scurtă pauză de publicitate și despre indicațiile, despre patologiile în care se aplică această tehnică. Avut răbdare. Așadar, ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, am revenit în platou, suntem alături de invitatul meu, domnul dr. Daniel Rusu, medic primar OLR, coordonatorul centrului ORL, Spitalul Arcadia Iași. Așadar, domnule doctor, am revenit, discutăm despre coblație, așa cum spuneam înainte, rămăsesem la discuția despre în ce este indicată, urma să ne prezentați în ce este indicată această tehnică chirurgicală, în ce patologii. Bun, aș vrea să fac o mică, să spun așa, că precizare că tehnica nu este doar în orele. Ea a fost prima dată utilizată în artroscopie, în ortopedie, pentru zone de cartilaj, deci nu este strict orele. În orele, paleta e destul de largă. Începem cu cea mai, să spunem, cunoscută indicație de polipi, vegetația adenoide la copii, la amigdale, pentru a fi îndepărtate complet amigdalectomiile, parțial amigdalotomiile, criptolizele amigdalene, care înseamnă acele închiderea celor cripte prezente în amigdală, condiția în care pacienții, să spunem, au în special halena, halitoza, mirosul urât al gurii. În patologia obstrucției nazale la adult, cornetele nazale, toată lumea știe de deviația de sept. Văd des la consult obstrucția, cauza cea mai frecventă de obstrucție respiratorie la adult este deviația de sept, dar asociată cu hipertrofia de cornete inferioare, cum la copil, patologia cea mai frecventă de obstrucție respiratorie sunt legate, totul mai știe, de polipi și, pe urmă, mărirea amigdalului, hipertrofia amigdaliană. Astea sunt cauzele la copil și la adult. În ambele situații, pe zona de mucoasă, de parte moale, coblația poate fi utilizată. Aș vrea să fac o precizare un pic la deviația de sept.
și să am mai spus-o și cu alte ocazii la alte televiziuni. Deviația de SEP nu se face nici cu laser, nici cu radiofrecvență, nici cu coblații. Deviația de SEP este o structură osoasă în mare parte, ca atare se folosește tehnica, din păcate n-o să se placă ce o să spun acum, în continuare ciocănelul și dăltița. Gest care durează 3-4 secunde la înlăturarea acelei creste. Deci nu-mi cereți când veniți la consultații să vă operez deviații de SEP cu coblații, că nu se folosește coblația sau laserul, nici laserul nu s-a obținut niciodată în patologia deviații de SEP. Ce s-a făcut ca tehnică modernă la adult la nivelul nasului a fost această recalibrare a cornetelor nazale inferioare, laser, radiofrecvență, coblații. Le neau în ordinea vechimilor, pentru că tehnica cea mai bună este coblația. Se mai folosește coblația la nivelul, în chirurgia sfăroitului, de exemplu, în hipertrofiile de bază de limbă, la nivelul vălului palatin, pe zona amigdaliană, evident, tot care ține, și asta ține de chirurgia sfăroitului la adult, și la laringe, când avem polipi, chisturi, papilomatoze laringiene. Deci paleta e destul de largă. De la zona, singura zonă care, să spunem, din ORL, care nu este, în care nu se poate utiliza, este urechea. Nu prea ai pe ce acolo să folosești coblația, dar în rest, zona nazală, zona orală, incluzând și laringele, deci este o patologie care se poate, pe care coblația vine foarte bine. Patologia de copil legată de polipi și de amigdale. Foarte frecvente întâlnite, așa foarte, cum ați spus. Foarte frecvent. Este o patologie pe care o am aproape zilnic în sala de operație. Când ar trebui părinții, în primul rând, să se adreseze la medic, atunci când vorbim despre polipi? Să ne înțelegem. Toți copiii au polipi. Întotdeauna discut și precizez cu părintele când mă întreabă pe mine, copilul meu are polipi? Și eu îi spun, vreau să înțelegi că copilul tău are polipi, cum toți copiii pe care îi vezi pe stradă au polipi. Semantica întrebării dumitale este dacă copilul meu are polipi atât de mari încât să fie nevoie de act operator. Întotdeauna, eu zic că cel mai bun, să spunem, cel mai bun motiv pentru care vii cu copilul la consultația pentru a vedea, la consultația medicului specialist pentru a vedea că copilul tău este sau nu de operat, este respirația copilului în timpul somnului, în afara răcelilor, nu când este răcit. Tuturora când răcim, ni se înfundă nasul. Toți urmăm un tratament și ne vindecăm și ne revenim și fiziologia noastră este că atunci când respirăm, fără să o facem voluntar, este să respirăm pe nas. Putem să o facem pe nas, o facem pe nas. Nu putem, deschide în gura. Respirația. Când vezi că copilul tău respiră constant pe gură, trebuie să te gândești că copilul are o problemă și atunci vii cu el la medicul specialist. Și aici, cauzele de obicei sunt, cele mai frecvente sunt cele două de care am menționat. Mărirea polipilor, constant, cronic, și mărirea amigdalelor. Este foarte mult, am observat și la consult, chiar recent am avut o situație în care părintele nu înțelegea cum de mărirea amigdalelor îi blochează respirația. Răspunsul este destul de simplu. Imaginați-vă că vă luați două nuci în gât și le puneți în gât și stați cu ele. Nu are pe unde să treacă aerul. A avea mare grijă cu că amigdalele sunt niște structuri vizibile. Consider, din punctul meu de vedere, că oricine poate să știe când copilul lui are niște amigdale mai mari și poate să vină cu copilul să spună, ok, copilul meu are amigdale mari, mai și respiră rău
Și atunci eu doar le pun cap la cap și mi-e ușor să spun părintelui, ok, e de operat, trebuie făcut. Ce se face de obicei? Este în funcție de istorie cu fiecărui copil în parte vis-a-vis de amigdale. Dacă sunt amigdale care, la care infecțiile sunt extraordinar de dese, cu streptococ, cu tot felul de abcese, angine, putacee, cu istoric repetat de un an, doi ani de zile, cel puțin unul pe trimestru, aici discuția este, părerea mea că concluzia este clară, trebuie scoase, nu poți să tai cuibul de vieți prin două, deci trebuie să se eradichezi complet focarul infecțios. Când în schimb pune problema doar al spațiului ocupat de amigdală în zona orală, te poți gândi foarte ușor la redus amigdala. Nu ai de ce să o scoți. Țesutul amigdalian rămâne în continuare și face protecția, tu îi redai ceea ce a fost odată ca volum normal și a devenit ulterior pe un interval de timp adus la mărirea din cauza infecțiilor repetate la mărirea lor astfel încât să blocheze tranzitul aerian pe zona orală și atunci copilul să respire rău. Polipii, din păcate, nu este un diagnostic, să spunem, ușor, fără să ai, cum spun eu în ziua de astăzi, videoendoscopia. E de departe, cel mai bun examen este această fibroscopie nazală pe care o faci în cabinetul de ORL și în care zona pe care nu ai cum să o vezi cu ochii liber pentru că este situată în spatele nasului, această explorare îți dă posibilitatea să pui diagnosticul de diverse grade a măririi polipilor. Polipii. E așa un termen popular, polip la plural. De fapt, acolo în spatele nasului este o amigdală, se numește medical amigdala faringeanului Lușca, deci practic vorbim de un triunghi magic în spatele nasului, amigdală și cele două palatine care le știm, cele trei amigdale care se măresc din cauza infecțiilor repetate și a unei sensibilități genetice pe care o au copiii. Nu toți copiii sunt operați de polipi. Nu este ereditar. Nu se transmite de la părinte la copil. Cine a fost operat, nu înseamnă că obligatoriu își va opera sau copiii care au operat în ziua de azi, sigur vor necesita și copiii lor operați. Nu. Este o dezvoltare cumva a țesutului limfoid în relație cu timpurile pe care le trăim. Foarte des aud la consult să spune că măi, pe timpul nostru nu erau așa de multe operații de polip. Adevărat. Adevărat. Să încercăm să ne dăm seama de ce. Poluarea e diferită. Nu mai avem anotimpuri de tranziție. Primăvară, toamnă, practic nu mai avem. Trecem direct în căldură, cum trecem direct în iarnă. Educația, fiecare o știe cum o face acasă. Fiecare știe cum o face acasă. Avem foarte mulți copii cu ochi digitali. Ne uităm în tablete, telefoane, și nu le mai dăm posibilitatea să stăm cu ei, să putem să-i văd la consultații că sunt copii foarte agitați, pentru că nu mai simpla noastră prezență, nu mai simplu halat, nu mai simpla privirea noastră este o traumă. Asta înseamnă educație. Medicul este un prieten. Nu trebuie văzut ca și gesturile în general pe care le facem în cabinet, în afară de a ne uita vizual, nu este absolut nimic. Dar asta înseamnă educație. Alimentația. Colectivitățile. Din păcate, colectivitățile, îmi pare rău să spun, sunt foarte multe colectivități care permit dezvoltarea focală de infecții. Nu se poate să primești copil răcit cu tratament în derulare într-o colectivitate. Păi, ce deveni ăla? Un răspândac pentru ceilalți și ne trezim că părinți responsabili care țin copiii acasă, își iau liber, plătesc bone, plătesc tratament, plătesc consultații la medic, li se dărâmă această liniște. Atunci când duc copilul în colectivitate. Ducând copilul într-o zi la grădiniță, în condiția în care alt părinte nu își permite sau sistemul local sau ordinea acelei instituții este permisivă. În mod normal, nu ar trebui să existe așa ceva. Ar trebui copii izolați, de sănătoși, dacă vrei să-i primești, îi primești la grădiniță, dar faci un spațiu izolat pentru cei cu probleme. Și așa cum ne-ați spus despre educație, care este foarte importantă, trebuie să ne gândim și la importanța adresabilității la medic, de la primele simptome sau
medicul specialist ar trebui să aibă un cuvânt de spus. Nu tratamentul la domiciliu sau... E adevărat, automedicația n-am fost niciodată de acord cu ea. Consider că sunt totuși niște, să spunem, infecții banale pe care totuși, în experiența unui părinte, reușește să le gestioneze și în ambulator, cum sunt iarăși afecțiuni pe care medicul de familie sau medicul pediatru sunt convins că știu cum să le trateze și în condiția în care aceste derapaje de la fiziologia normală sunt, medicii în cauză trimit către specialitate de ORL, unde noi aici ne facem treaba evaluându-i corespunzător. Deci, ideea ca copilul cu o respirație normală, aș vrea să insist aici și să precizez. Copilul îți poate respira foarte rău, sau mai bine zis cu gura deschisă, chiar de la vârsta sugarului, deci până într-un an. Copilul ăla nu poate să fie alăptat la sân pentru că el nu are pe unde să respire. În momentul ăla vii cu el la medicul de specialitate, ți se face un examen video și vezi dacă nu cumva, aberant, dezvoltarea vegetației există. Și vreau să precizez că intervențiile se pot face începând cu vârsta de 8 luni, fără să existe un anotimp anume. Niciodată, dar niciodată n-am pus problema unei vârste. Nu este o vârstă optimă. Normal că în mintea noastră, ca părinți, îți dorești ca copilul să fie un pic mai mare, să treacă act operator, pentru că cumva altfel îți trece un sugar, altfel îți trece un copil de un an, altfel un de 2 ani și de 3 ani. Inclusiv noi acceptăm diferit, dar aș vrea să precizez că actele operatorii se indică începând cu vârsta de 8 luni, în condiția în care patologia respiratorie problematică există. Eu înțeleg că episoadele acute se tratează, dar respirația constantă pe gură nu este normală, iar ea trebuie evaluată, pacientul trebuie evaluat pentru a vedea ce probleme poate pune, iar indicația operatoriei se face independent de anotimp și cu vârsta orientativă, începând cu vârsta de 8 luni. Personal, am operat copil la 8, la 9, la 1 an, la 1 an jumate, 2 ani. Nu există, din punctul de vedere. În străinătate am văzut același tip de raționament. Până la urmă, literatura medicală este aceeași. Toată lumea o aplică în funcție de posibilități. Noi avem posibilitatea să anesteziem copii și sub 2 ani, și sub 1 an, ca tare modul meu de exprimare și feedback-ul la părinte în condiția în care el are problemă respiratorie cu copilul, în afara răcilor, este o problemă cronică, eu pot să-i dau posibilitatea să se rezolve. Chiar dacă, revin, există această strângere în spate a fiecărui părinte n-aș opera copilul la vârste mici. Dar gândiți-vă că sunt o groază și o groază de situații nefavorabile pe care le poate genera indecizia asta. Mai nou am văzut și un trend așa de a aștepta o vârstă magică și anume vârsta de 7 ani crezând că după aceea totul dispare, mirific. Foarte mulți părinți vin la noi pe filieră stomatologică. Nu-i deranjează că văd copilul că respiră prost ani de zile, se duc la medicul stomatolog pentru că ortodont, pentru că văd că dantura nu mai este cea corespunzătoare, este o situație inestetică. Medicul stomatolog ortodont știe foarte bine și de la noi și din literatură că nu ai cum să ai efecte favorabile bune pentru un tratament ortodont în condiția în care copilul stă cu gura deschisă permanent, având o relaxare musculară, mandibula se retrage și maxilarul vine în față și atunci medicul stomatolog îți trimite, practic retrimite sau nu știu cum să spun, trimite de prime intenții să rezolvi copilul la medicul specialist. Părintele neagrând ideea anterioară și n-are ce face. Nu e normal așa. Nu e normal să aștepți o anumită vârstă. Nu e normal să-ți vină în cabinet. Copilul crește, înțelege. Altfel operezi un copil la 3-4 ani, poți să mai păcălești ușor, să spunem, vis-a-vis de anumite lucruri. Noi le spuneam mulți să le pregătească să vină la aerosol, pentru că adormirea
copilor se face în prezența părintelui în sala de intervenție pe aerosol, pe o mască. Inducția anesteziei generale se face pe mască. Nici branula nu o pun înainte de intervenție. Deci tot ce înseamnă actul ăsta traumatic, înțepături, tăieturi, copilul nu trebuie să vadă. Lui trebuie să-i dau, să-i las lumea aia mirifică să rămână copil. Noi trebuie să o luăm, el trebuie să o ia ca o joacă. Noi ne jucăm în jurul lui, dar devenim adulți în condiția în care el adoarme. Ne facem treaba. Trebuie să-i dăm noi cât mai puțin din actul traumatic ce privește actul operator. Și atunci, de ce să duc copilul peste o anumită vârstă când el înțelege tot, în care poți și își dă seama că urmează ceva, în care durerile poate la vârste mai mari postoperatorii sunt un pic mai intense, că țesuturile sunt mai bine vascularizate, sunt mai bine enervate și altfel simte un copil după o anumită vârstă. Și, dar de ce să trec copilul poată prin act operator și pe urmă, de ce să treacă printr-un tratament ortodontic? Când puteam face la timp intervenția și copilul poate nu mai avea probleme dentare. Așa cum ați spus, toate astea țin de educație și de părinți până la urmă, pentru că cei mici nu pot decide. Părinții sunt cei care trebuie să-i educe în acest sens și să-i aducă la medic. Și aș vrea, domnule doctor, să discutăm și despre o altă patologie frecvent întâlnită și anume cunoscutul sfărăit. Se poate rezolva această problemă prin coblație? Nu, n-aș vrea să dau niște... Sfărăit este o patologie cumva, să spunem, sensibilă patologia. E ceva sindromic. Nu aud foarte des. Sfărăi copilul, sfărăi adultul. Dacă la copil, să spunem, patologia lui, am discutat-o și e rezolvabilă, și aș vrea să aici să precizez. Respiratul pe gură nu este egal sfărăit. Poți să respiri cu gura deschisă fără să sfărăi, poți să respiri cu gura pe nas și să sfărăi. Deducția mea, de ce spun asta? Pentru că mulți dintre părinți, dacă nu l-au sfărăit, înseamnă copilul nu are nicio problemă. Eronat. De multe ori spun, ați mers lângă copil, ați văzut cum respiră cu gura deschisă? El poate respira foarte silențios cu gura deschisă, dar nu e normal. Pe partea de adult, aici lucrurile capătă o altă conotație. Pentru că sfărăitul se adresează, pe de o parte, nu unui segment. Foarte mulți pacienți, dintre adulți, vin și ne spun, pe mine mă operez de viață de sept, scap de sfărăit. Și eu le spun, nu. Nu. Nu pot să-ți garantez lucrul ăsta. Nu este matematic. Sfărăitul este ceva sindromic aparțin mai multor etaje plus aspectul obezitatea. Nu. Din păcate foarte întâlnit în zilele noastre. Foarte întâlnit. Foarte des. Foarte întâlnit. Nu are rost să discutăm de ce. Deci, sfărăitul înseamnă consult la medicul ORL, înseamnă o evaluare la medicul pneumolog pentru o eventuală polisomnografie, să vedem niște indici de saturație, de apneile numărate pe o anumită perioadă de timp, îți dă niște parametri pentru care te poți gândi dacă apnea este obstructivă, pentru care ai avea ce face chirurgical, dacă este centrală, aici nu prea, dacă e mixtă, iarăși te gândești la componenta obstructivă și asta urmează să o vezi în cabinet, ce anume ar putea pune, ce ar putea fi în calea traseului aerian. Și primul lucru și cel mai cunoscut întotdeauna este nasul. Și nasul, ce probleme ar putea să pună? Păi, numai ce am spus că cea mai frecventă patologie obstructivă la adult este deviația de sept și hipertrofia de cornete. Întotdeauna am preferat să fac ambele structuri în aceeași etapă chirurgicală și nu separat. Pentru că consider că după o astfel de intervenție, recalibrând cornetele nazale și repoziționând septul, maximizez nasul. Dacă fac doar septul nazal, e foarte posibil ca acele cornete să pună probleme la distanță foarte, foarte, foarte scurtă și pacientul să spună pe urmă că mi-ai greșit intervenția de deviație sau a recidiva deviație de sept. Păi osul nu mai crește la loc. Dacă operația e făcută corespunzător, în mod normal deviația de sept nu se mai intervine pe ea niciodată. Dar niciodată. Rămâne tot timpul
Hipertrofia de coronet, în schimb, este cu totul altceva, pentru că în spate poate fi inflamație cronică, poate să fie o rinită, o alergie, care va duce peste un anumit timp din nou la mărirea lor. Deci, nasul, pe urmă, la nivel oral, baza limbii. Domnule doctor, din păcate va trebui să vă întrerup. Ediția de astăzi a emisiunii noastre a ajuns la final, dar eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și prin amabilitatea dumneavoastră vom continua într-o emisiune viitoare toată această discuție. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Eu Sănătos a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și marța următoare la ora 17. O săptămână sănătoasă!